sincer, nu avem neapărat o părere asupra faptelor întâmplate în Ucraina. Nici rușii nu au făcut bine. Să sperăm că se liniștesc treburile și a fi bine și no, să nu se agraveze, să ajungă la România sau ceva în rest. Ce putem să facem? Nu cred că e foarte bine, dar nu cred că avem ceva de făcut neapărat în privința asta. Probabil că da, în situația actuală și că e un factor important faptul că România e parte NATO. Și e totuși e o garanție, cel puțin de moment și probabil că și pe viitor. Probabil că undeva între câteva luni și, dacă în cel mai rău caz, ani. La fel, nu știu neapărat cam cât ar putea să dureze, probabil până când o să capituleze Ucraina sau o să semneze ceva înțelegere, nu știu neapărat. Cam așa ceva. Când o să semneze ceva combinați, nu știu, tratat de pace cu Rusia, atunci s-a încheiat probabil. No. Sau când o să cucerească, vedem ce-a fi. În vedere că facem parte din NATO, cred că curând vom fi și noi implicați în război. Probabil ne va chema și din câte am înțeles, dacă vom fi implicați în război și armata obligatorie se va băga, mie se pare sincer foarte penibil faptul că ori avem de ales să ne implicăm în război, ori să facem 7 ani de pușcărie. Mi se pare că asta trebuie să fie mai mult o alegere, nu o obligație. Adică sunt mulți care la 18, 19, 20 de ani au familie, au copii și nu se pot descurca și au de ales între a lupta în război și nu avem nicio legătură, nu avem de a face cu conflictul dintre Ucraina și Rusia, sau să facem 7 ani de pușcărie. Mie nu mi se pare ok. Și se pare că ăsta e startul către al treilea război mondial. Probabil, acum nu sunt sigur. Dar da, asta e opinia mea, nu mi se pare ceva normal, ceva ok și nu cred că ar trebui să fim implicați în chestia asta, chiar dacă facem parte din NATO. Nu sunt la curent cu toate noutățile despre război, dar cred că nu ne paște ceva bun. Având în vedere că Rusia e una dintre cele mai mari puteri militare, clar Ucraina nu poate face față, va fi invadată rapid, mai mult de 2 luni nu cred că va ține conflictul. Nu pot să-mi dau seama așa, pentru că nu le am așa politic, dar știu că și aici sunt frământări legate de Banat și poate să trezească anumite idei, dar oricum e rău să vezi oameni care suferă și am înțeles că deja sunt sute de morți. Am citit pe Facebook și am văzut că sunt câteva sute deja și din partea Rusiei și din partea și se pleacă masiv din Kiev, din alte orașe. Păi acum, la cât de mult a evoluat știința, bănuiesc că dacă se apasă pe niște butoane, poate să ne termine foarte repede. Dar nu, eu când am făcut armata, era chestie de durată. Dar sunt 26 de ani de atunci și noi făceam pe ce au avut rușii în cel de-al doilea război mondial. Să sperăm să se termine cât mai repede războiul, să nu aibă lumea civilă de suferit foarte mult. Și mai ales oamenii nevinovați, că din câte se vede, am fost în Ucraina și o țară destul de frumoasă și cu oameni deosebiți. Dacă o luăm așa de la sfârșitul evenimentelor, sigur că e un caz grav de tot, care nimeni nu s-a aștepta în Europa să mai întâmpinăm așa ceva. Acum, istoric vorbind, și nu vreau să mă lungesc, cred că sunt lucruri care au rămas nerezolvate de mult. Adică, atunci când a căzut ciuma roșie, Uniunea Sovietică, toți ne-am bucurat, nu? Dar fiecare, pe urmă, s-a bucurat că primește partea care i-a lăsat-o Lenin, Stalin, Hrușov și așa mai departe. Acum toți se consideră stăpâni pe bucățile alea și nu mai vrea nimeni să negocieze nimic. Mai departe, nu pot să vă spun, sunt numai supoziții, de ce au căzut înțelegerile astea cu Europa Occidentală și așa mai departe. Oricum, bine ar fi ca lucrurile astea să se termine acum în cel mai rezonabil mod, adică cu victimele care sunt și asta este.
și să mergem mai departe. Cred că asta e tot ce... Îmi place să cred că nu. Îmi place să cred că suntem niște jucători atât de mici, încât e bine să stăm pe poziția pe care suntem și să nu agităm aici lucrurile la noi. Că ați văzut ce se întâmplă. Numai un zvon din ăsta, dacă apare, imediat se perturbă aici viața de zi cu zi. Let's go.